care s-ar naște în urma acestei meditații, rămâne ca fiecare să încercăm în inima lui să facă treaba asta. Ce legătură o fi? Dar până una alta, pentru că avem și copii în mijlocul nostru și cu bucurie din ei să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, nădăjduiesc că vor fi atenți în dimineața aceasta de sală, aș vrea să le spunem o poveste. Și să ne ajute Dumnezeu și până în ceilalți mai foști copii să tragem o învățătură cuvenită. Cam în urmă cu două luni, într-un colegiu în Statele Unite, s-a organizat un maraton. Au participat sute de elevi. Probabil că o parte dintre dumneavoastră ați citit despre această întâmplare plină de învățăminte pentru noi care suntem surprinși în cuvântul Apostolului Pavel ca alergători. Până să vedem cum s-a întâmplat cu maratonul american, să vedem ce spune Apostolul Pavel despre sine însuși. Eu, deci, ce spune? Alerg. Dar nu așa orbește sau tulbure, ci ca unul care știe încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care nu știe cu cine se luptă, sau ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu Duhul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva, și așa mai departe. Deci, alergarea creștină este un fel de a spune, nu? Este ce înseamnă zbaterea sufletului de a nu cădea din harul lui Dumnezeu. E un verset în care Apostol Pavel, foarte dramatic, foarte dur, își mustră frații prea iubiți din Galație. Și ce galateni nechipzuiți! Cine v-a fermecat pe voi? Cum ați căzut? Din ce? Mai știți? Galateni, capitolul 3. Din har! Aici e treaba. Că diferit decât în alergarea lumii acesteia sau în posibilele alergări din care se tragem noi niște învățături, alergarea creștinului se întâmplă în alt fel. Se întâmplă să rămână el în lupta lui, în năzuința lui pentru Dumnezeu sau către Dumnezeu, să rămână în harul susținător. Cade din el, se prăpădește, nu mai poate să ajungă unde vrea să ajungă. Și atunci să vedem cum a fost cu maratonul din care se tragem noi o învățătură. Vedem din dacă nu la cine spune povestea, da? Ia să avem. Bun. Zice că acolo, la acea competiție, la acea alergare, s-au strâns foarte mulți copii, sute se pare. Și la un anume moment s-a dat startul, fiecare era îmbrăcat și încălțat în mod corespunzător, purta pe pieptul număr și au pornit să alerge, antrenați fiecare în felul lui, cu gând, ce gând aveau ei când au pornit în alergare? Nu? Știți voi că bănuiți că vor câștiga alergarea. Și maratonul se iasă un succes pentru el. Printre ei, toți un anume băiat, că vei avea în scapă numele lui, alerga și el. Un băiat de voință rară, hotărât să câștige el. Și a alergat, în sfârșit, s-au întâmplat lucrurile care trebuiau întâmplate, au făcut acolo, au parcurs, eu știu, spațiul dat spre alergare, dar s-a întâmplat că acest băiat la care ne referim a simțit de la o vreme că nu mai poate. Că pur și simplu, în minte, are de alergat, deci avea de alergat, dar nu-l mai duc picioarele. Deci picioarele lui nu mai răspundeau la efortul pe care cerea insistent mintea lui. Acum vreau să vă întreb, asta nu scrie în poveste, vă întreb. Cine conduce în ființa omenească? Așa trebuie. Nu, mă referam așa în ființa noastră. Dumnezeu vrea să ne conducă, dar dacă nu-i dă voie, ne mai conduce. Nu prea ne mai conduce, că nu poate cu forța, nu? Dar așa, în ființa omului, cine conduce? Dintre astea două lucruri, mintea care n-aleargă sau picioarele care aleargă? Nu. Ziceți, copii, cine conduce? Mintea conduce. Așa este Dumnezeu. Mintea este conducător. Voința, expres, abilitatea minții noastre, voința stabilește. Este conducătorul ființei noastre. Și dacă asta vine, acum având alergat picioare, trebuie să alergi. Ce te faci când nu mai poți să alergi? Știți ce s-a întâmplat?
A căzut. Sigur. A căzut. Pur și simplu s-a potecnit și a căzut. Și mintea ce a zis? A, asta e. Nu mai mă duc picioare. Nu? Nu! A zis, ba nu, trebuie să alergi. Și s-a ridicat și filmat. Deci dacă căutați, o să o găsiți pe internet, am plâns când am văzut. S-a ridicat, că era de alergat. Mai avea un jur de 15-20 de metri și termina cursa. Se vedea așa un cadru mare, ca un fel de poartă de triunf, nu? Prin care dacă trecea, se chema că a terminat cursa. Și el căzuse înaintea ei cu niște zeci de metri. Și s-a ridicat să meargă. A mai făcut trei pași, s-a dezechilibrat și a căzut. Și mintea aceasta. No, degeaba e cer, eu știi, ca și cu un cal. Îl bați să meargă, dar dacă nu mai poate, nu mai poate. Ba nu, trebuie să mergi. Și s-a ridicat a doua oară, a mai făcut trei pași și a căzut. Și atunci ce crezi? Mintea a zis, trebuie să treci, trebuie să ajungi la capăt, trebuie să... Asta a mers, nu i-a putea să spună, pentru că trebuia să te plătise, pentru că poate să trece. Și atunci a plecat în patru date. Și toți oamenii care urmăreau acel concurs au început să vă ovaționeze. Era când a căzut prima dată al 16 sau al 17, al 17 era în alergare. Și acum, în patru date, mergea spre locul de, nu, terminarea cursei. Și a ajuns. În clipa în care a trecut cu talpa, nu, Adidasului de acea linie de sosire, a fost luat pe sus de, mă rog, profesorii de pe margini, de cei care îngrijeau de acel concurs, a fost ținut, ajutat, susținut de viață, pentru că picioarele nu țineau. Deci picioare nu-l mai țineau. A fost ținut, a coborât de tribune deja între timpul, zecile alea de secunde, a coborât mama lui, i-a luat interviu. Da. Mare învățătură. L-au întrebat, cum ai făcut, cum ai gândit, cum a... Zice, da, aveam determinat cursa, erau limpede că trebuia să termin cursa. Era o încurajare pentru fratele meu mai mic, care și el aleargă, dar nu are voință în felul care eu am. Și ce s-ar fi întâmplat dacă nu terminam cursa? Știam că trebuie să termin cursa. Și am vrut să termin, dar nu mai puteam. Nu mai înțeleam încurajarele. Și atunci am hotărât să termin cursa cumva. A terminat al 37-lea. Sau 36-lea. Din 17 a ajuns pe locul 36. Dar a terminat cursa. Ce învățăm noi, copiii lui Dumnezeu, dintr-o asemenea copilare? Pavel spunea alergă. Ca unul care știe încotro alergă. Zicea, nu știți că mulți alergă la jocurile de oști. Și câți capătă premiul? Dar numai unul capătă premiul. Așa era pe premiile acelea. Acum se întâmplă că nu. Premiul e căpătat de trei, cumva. Unul capătă premiul. Să alergăm, dar în așa fel încât să căpătăm premiul. Diferența la Dumnezeu este că nu doar unul capătă premiul. Și infinita diferență este că nu noi alergăm, ci noi ne păstrăm în alergarea asta cu ghilimele, în năzuința aceasta, ne păstrăm pe noi niște în harul lui Dumnezeu care ne conduce și ne susține și ne dă energia să alergăm. Și dacă tinerii din Alabama sau din România sau de nu știu unde, din ce județ, obosesc, spunea Isaia la capitolul 40:30, tinerii și flăcăii obosesc și celălalt cuvânt care era? Ostenesc. Adică același lucru cu alte vorbe, nu? Cei ce se încred în Domnul, am citit versetul motto, cum zicea? Umblă și nu obosesc, aleargă și nu ostenesc, e și întind aripile ca vultul. Zboară ca vultul. Umblă și nu ostenesc. Cum vine treaba asta? Vrem să descoperim prin harul lui Dumnezeu
câteva idei împreună pe tema aceasta, rămânând apoi ca în cămăruț, acolo unde nu ne vede nimeni, să câștigăm binuința noastră pe genunchi. Așa că acest tinerel care în felul acesta pe genunchi a reușit să ajungă la capătul alătării. Ce superbă metaforă pentru creștinul aburit al secolului 20, care dă aburit și dă lovit și dă asaltat de valuri și de lupte și de ispite, nu mai știe cum să mai rămână în picioare. Și când mintea lui vrea să alerge, simte că picioarele nu mai duc și cade. Există foarte multe învățături ale Scripturii pe tema aceasta a neobosirii copilului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul dragostei știe că suntem carne. Zice, Duhul este plin de râvnă, nu? Cu mintea, zici, biruiesc. Dar trupul pică. Trupul este neputincios. Nu? Așa găsea scuză Domnul Hristos ucenicilor săi. Care ce făcuse? Cum zice versetul? Haideți să citim această puternică și valoroasă învățătură. Dacă nu mă înșel, în Luca, la capitolul 22. Zicea la Luca, scapă de sub ochii acest preset, trebuie să fie scris cu aceste cuvinte. Zice, adormiți de întristare. Versetul 45. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare. De ce obosește omul? Nu pentru că n-ar mai avea energia să lupte în lupta cea bună a credinței, ci pentru că nu mai are țelul, nu mai are motivația să o mai facă. Pentru că întristarea i-a secătuit puterea spirituală. Ucenicii iubeau pe Domnul Hristos. Ucenicii lăsaseră în spate lumea, familia, realitatea vremelnică, nu? Care ne scoate nouă ochii și ne ține ocupați toată săptămâna. Au lăsat totul pentru Domnul Hristos și l-au urmat. Pentru că îl iubeau și pentru că își doreau înaintarea împărăției cerești. Dar ceva nu mai funcționa după inima lor. După gândul care l-aveau, cu dragoste pentru Dumnezeu, lucrurile nu mergeau cum trebuie. Să așteptaseră la ceva și nu să mai îndrină acel ceva. Și lucrurile deveneau tot mai evidente. Bancă venea Domnul Hristos și le spunea cu glasul Lui, cu vorbă limpede, clară, Fiul omului zăsuie la Ierusalim și va fi dat în mâinile celor fără de lege. Nici de cum nu spune că va fi așezat pe tronul lui David, cum așteptau ei. Lucrurile nu mergeau bine. Și asta i-a întristat. Și când a avut cea mai mare nevoie de putere spirituală, care se capătă prin rugăciune, când aveau nevoie de Dumnezeu, când aveau nevoie de veghere, ce au făcut? Zice, i-a găsit adormiți de întristare. Se întâmplă prea desea că putem experimenta și noi înșine același trist experiment.
se poate întâmpla și cu noi același fapt. Să fim surprinși că lucrurile față de cum ne așteptăm că trebuie să se deruleze, să se deruleze cu totul altfel. Și întristarea aceasta, pe care Domnul Iisus n-a mostrat-o, dar care era prezentă, a avut niște consecințe. E adevărat că bunătatea lui le-a găsit scuză și Doamne a rugat să vegheze pe el mai departe, dar ce-au pierdut ucenicii prin faptul că n-au reușit să vegheze mai departe, a fost nemărginile lui. De scump plătit. Dacă ar fi vegheat, spunea Cuvântul lui Dumnezeu, dacă și-ar fi dorit în fața acestor încercări cumplite în care se aflau în fața lor, nu? Să vegheze și ar fi fost atenți pe tema aceasta avertismentului dat de Domnul Hristos. Vegheați, dar, pentru că Satan a cerut să vă cearnă capă greu. Eu m-am rugat pentru voi. M-am rugat pentru tine, Petre. Să nu se piardă trăiți. Vegheați, dar. Când a plecat să se roage, l-a spus în versetul 40, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iar apoi s-a tras ceva mai la o parte, a îngenunchiat și a început să se roage lui Dumnezeu, zicând, Tată, dacă voi ești îndepărtează paharul acesta. Ce trebuie să facă ucenicii între timp? Un ceva care este secretul biruinței, secretul puterii creștinului care să nu obosească. Dacă noi alegem să facem în acest fel, biruința noastră, cărarea pe care alergăm va fi de plină. Pentru că nu noi suntem cei care biruiesc, ci Domnul Hristos este Cel care biruiește în inimile noastre. Aș vrea cu voia dumneavoastră să ne întoarcem în cartea lui Isaia și să revedem versetele pe care deja le-am citit într-o deschiderea întâlnirii noastre, la capitolul 40, ultima parte din capitolul 40. Este un mare capitol, să zicem așa, o subîmpărțire acestui capitol, care se numește Puterea lui Dumnezeu, de la versetul 12. Haideți să citim puțin din acest capitol. Să vedem cum înțelegem asta cu obositul copilului lui Dumnezeu. Zice, nu știți, versetul 21, n-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea Pământului? El șade deasupra cercului sau protocolului Pământului, cuvânt care ebraic înseamnă și speră. Apropo de când știa lumea că Pământul e rotund. Și locuitorii lui sunt ca niște repuse înaintea lui. El întinde cerurile ca o mahramă și le lățește ca un corp ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și într-o nimica pe judecătorii Pământului. De-abia sunt sătiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a rădăcinat culpina în pământ și suflă el peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el? Spune Dumnezeu. Haideți să facem o asemănare, nu? O comparație. Se întreabă Dumnezeu, chiar așa, ce comparați o să faceți voi ca să mă asemănați pe mine cu ceva de al vostru? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Și schimbați numele și puneți numele dumneavoastră, fiecare în parte, putărescule. Pentru ce zici tu, Israele, stoarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut margine pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Și acum atenție, versetul 29. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce care întâlnește. De unde are putere cineva care deja a obosit și totuși să nu obosească? De unde are puterea cineva leșinat care dacă l-ai lăsa în pace, ar pica. Gata.
și totuși să nu cadă, zice el, cum n-ai auzit? Iacove, Israele, cum chiar n-ai auzit? Cu ce mă compari cu mine? Sunt doar așa un șef pentru tine? E adevărat, șeful doar se poate cere. Fă și aia, fă și aia în altă. Dar nu-ți poate da putere. Cu ce mă asemenea? Sunt doar un prieten? Prietenul poate plânge cu tine, poate simpatiza cu tine, poate veghea împreună cu tine, dar nu-ți poate da putere. Nu cum au făcut ucenicii care erau prietenii Domnului Iisus, dar au dormit. Poate că avem un prieten care să nu facă în felul ăla, dar tu nu-ți poate da putere. Cu ce la asemenea pe Dumnezeu? Aici e câștigul creștinului. El care a făcut cerurile, care a făcut pământul, care a făcut universul, ridică-ți ochii și privește pe cerul senin de noapte și înțelege că El le ține și le cheamă pe nume și nu lipsește niciuna, că nu are putere Dumnezeu să o țină în frâu. Și poate mă zici, da, dar uite, cu mine s-a încurcat socoteala, că nu mai știu cum este. Da. El dă tărie celui obosit. El mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc. Chiar și la 17 ani, la maraton, cade și nu mai duc picioarele. Asta este fapt. De câte ori, explica Sfântul Ovidiu din istoria faptelor apostolilor, la alergările, pentru care oamenii se pregăteau ani de zile de efort, consecvent, exercițiu și joar de parte, alergau. Și pentru că mintea spunea, trebuie să câștigi și trebuie să te ții și trebuie să alergi. Forțau. Și cu câteva clipe înainte de a atinge coroana care îi aștepta. Interesant, pe vremea aceea nu te corona la urmă. Ți-l timpea coroana. Cine vine primul, apucă și a luat-o. Gata. Este încoronat cu ea. Ce se întâmpla cu ei? În ultimile clipe, zice, cădeau din pricina efortului extrem. Și pentru mulți dintre ei, această treabă era fatală. Pentru că mureau pe loc. Dumnezeu spune, poți să fii tânăr și totuși obosești. Poți să fii flăcău. În toată puterea energiei, tinereții. Și totul să te clatin. Virgulă. Și acum versetul următor. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Zboară ca vulturii. Aleargă și domosesc. Umblă și domosesc. Pentru că ei primesc energie constantă. Ei primesc putere pe măsura nevoilor pe care le au. Și când zici că acum au căzut, vine Pavel și explică în Corinteni, zice, trădiți, capitolul 4, la pământ, dar nu morți. Nu? Hai să citim acele frumoase versete. Cum se simțea el ca unul care își pusese încrederea în Domnul și când zicea Satana că acum gata, l-a distrus și l-a terminat, zicea, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu te snădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorți. Și când zici că acum l-ai trântit, l-ai zdrobit, se ridică de acolo mai strălucitor, mai puternic pe detentiva precedentă. Priviți la Petru, zdrobit, obosit și el, căzut la pământ prin încercarea disprețului cu care a fost confruntat, prin năuirea viselor care l-avea despre Domnul Hristos. L-a văzut legat, l-a văzut dus spre sala de judecată, l-a văzut cum îl luare acolo să înceapă procesul și a dat seama că totul e pierdut. Și obosit pe inima lui, cade Petru și începe să înjure și să blesteme că nu l-a cunoscut niciodată pe Domnul Iisus. Din această cădere la pământ, zice, trântiți la pământ, nu morți, se ridică Petru. Și la doar o lună și jumătate mai târziu, în fața Parlamentului țării și în fața poporului adunat în Ierusalim, spune cu convingere acest Iisus pe care voi l-ați răstignit și pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, nu este niciun alt nume dat oamenilor care trebuie să fie mântuiți, așa, cu o elocvență și cu putere și cu un har care a zdrobit porțile locuinței morților. I-a făcut oameni să tremure. Pe vrăjmașii de moarte, Domnul Hristos, care voiau cumva să stârpească treaba asta, i-a făcut să tremure. Și a spus, de unde pescarul ăsta prăpădit? De unde putere?
Că parcă era la pământ, era frică și de o slujnică. Unde-i puterea? Uite-te, mă, nu am putere. Pentru că eu, spune Dumnezeu, eu care am făcut cerurile, oștirea cerului în număr, în șir, după rânduiala ei, dau putere celui căzut, celui obosit, celui căzut în leșire. Frații mei, dacă vă simțiți adesea sau câteodată, mai rar, mai des, nu știu, dacă ne simțim obosiți, loviți, neînțeleși, în afara normalității lui Dumnezeu, soluția este cea pe care tot Pavel o spune evreilor de astăzi, dată, nu grecilor, și să citim din cartea lui Pavel către evrei, la capitolul 12, un verset foarte valoros, versetul 3. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Uitați-vă la cel ce a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Ucenicii au experimentat dur ce au experimentat de atunci, dar pentru noi nu mai trebuie să fie la fel, pentru că deja au în experiența lor. A, deci pentru ei a fost greu. Și pentru ei a fost dur. Dar vede că s-au ridicat la un moment dat. De acolo, în camera de sus, unde erau căzuți la pământ, în inima lor, terminați. Când Domnul Iisus a venit și a stat în mijlocul lor și a spus, pace vouă, s-au ridicat în credință. Până și Toma, cât era de necredincios, deci că cine se încrede în Domnul, își înnoiește puterile și nu obosește și umblă și nu ostenește. Zboară ca vultul. Cine se încrede în Domnul. Toma era necredincios, nu se încredea în Domnul. A rămas celebru pentru necredința lui. Și vine Domnul Iisus și ce îi spune? Soluția nu e în tine să mai te sforțezi un pic, să te mai... Nu faci nimic cu sforțat. Soluția e în mine, dacă mă primești. Ia adus cu degetul face. Și pune în rana mea și nu fi necredincios, ci cum să fii? Puternic. Să fii biruitor. Adică să fii credincios. Că puterea e la mine. Eu dau putere celui ce e obosit. Și așa a făcut Tom. Și a devenit un om puternic pentru Evanghelie. Dacă Dumnezeu ne va face urmarea să ne primească și pe noi în Cerul Sfânt, o să înțelegem mai limpede cât anume s-a câștigat pentru Evanghelie prin slujba lui Toma. Fost necredincios. Dar devenit credincios alături de copiii lui Dumnezeu. Și cât s-a câștigat din Natanael sau din Andrei, oameni despre care Biblia a scris mai puțin ce anume au făcut, după pogorârea Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu peste oameni. Frații mei, s-a făcut referire la lecția școlii de sabat cu privire la cele 10 fecioare, nu așa? Vă aduceți în minte. Hai să întrebăm, pe cine reprezintă cele 10 fecioare? Bun. Avem și alte păreri? Dacă avem, nu ne face servicii. Deci, dacă spunem altfel decât pe noi, nu ne fac servicii. Și am auzit și astfel de răspunsuri, dar lungul vremii, nu discutăm. Deci, dacă altcineva doarme, dar eu stau bine, eu sunt treaz, eu sunt efervescent, mai mă pot trezi vreodată? Dacă măcar recunosc că am adormit și că sunt cele 10 pe cea, cât au adormit din 10? 5 au adormit. Hai să ne înțelegem. Unii spunem 5, noi spunem 10. Cât au adormit? Păi toate frații mei, ce facem noi, ce cu cuvântul lui Dumnezeu? Toate au adormit. Adică și cele înțelepte au adormit?